Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, prezent la eveniment, a vorbit despre proiectele care au fost finalizate în timpul mandatului său. Știu că mulți dintre voi m-au susținut în 2008, cum știu că foarte mulți o fac și astăzi și mă vor sprijini și mâine. Și pentru asta vă mulțumesc! Pentru că eu sunt parte din voi. Vin dintre voi. Și tot ceea ce fac, fac pentru ca împreună să ne fie mai bine. Fără ambiții neîntemeiate, s-au finalizat o serie întreagă de lucrări începute de predecesori, doar pentru că nouă tuturor ne erau necesare. Am ridicat un stadion pentru că noi toți să avem o arenă cu care să ne mândrim în Europa. Mă lupt pentru un București mai curat și mai verde, cu pasaje de trecere pentru ca să nu mai existe un trafic infernal, cu mai multe străzi reabilitate, cu parcări și spitale la nivelul anilor pe care îi trăim. Și n-am să enumăr aici toate lucrările de modernizare, pentru că scopul meu este altul, acela de a vă îndemna să arătăm cine suntem cu toții cu adevărat. București nu este doar un oraș, este inima României. De aici va începe schimbarea. Iar pentru noi, România nu este doar o țară pe harta Europei, este patria noastră. Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat în cadrul lucrărilor Consiliului Național al PSD că este sigur că alegerile vor fi câștigate de Uniunea Social-Liberală. Știu foarte clar că vom câștiga alegerile. Știu și cum îl cheamă pe viitorul prim-ministru. Îl cheamă Victor Ponta și tinerețea lui este un atu și nu un handicap. E nevoie categoric de experiența bună a tuturor și e nevoie să credem noi înșine că ținând minte trecutul putem să ne concentrăm energiile spre viitor. Dragi prieteni, îi batem, dar greul va începe abia după aceea.